mai departe, urmează chiar ea, Alexandra Ungureanu, același concept, o altă concurentă, nu a avut probleme de imaginație de-a lungul acestei competiții, drept urmare, hai să vedem ce a gândit pentru această seară concept. Da! Bun găsit, Alexandra Ungureanu! Bună seara! Aplauze la scenă deschisă. Ai făcut lip-syncing? Da, am zis că e cazul și e mai greu decât să cânt eu. E mai greu, a? Da. Vino aici lângă mine, Alexandra. Andreea, mi s-a părut mie sau ai scos telefonul și ai făcut o poză? Nu, vorbeam cu cineva, dacă vreți vă arăt. Mi s-a părut că ai făcut o poză. Așa mi s-a părut și mie. Înspre Alexandra. Nu, dacă ei fac acum. Îi faci acum o poză? Da. De ce fața, place? Atunci nu era cu fața. Da, chiar îmi place. Adică se vede momentul în care vorbești cu cineva și în momentul în care faci poză. Nu. Te-au surprins colegii mei cu camerele. A, și făceam poză, nu? Nu, chiar vorbeam. Te-ntreb. Nu, chiar am vorbit cu cineva, vă arăt. Ți s-a părut plictisitor momentul? Nu. Păi și atunci? Bine, nici n-am fost atentă. Îți găseai de treabă de vorbi cu cineva. A, deci n-ai fost atentă. În seara asta am făcut următoarea combinație. Eu am sunat-o să vină să cânte ea, pentru că eu nu pot să cânt piesele ei. Sunt foarte sus pentru mine, are ambitus foarte înalt. Și am zis, vino că eu o să mă îmbrac mai tare decât tine, vii tu și cânti. Și a venit, când a văzut cum sunt îmbrăcată, a zis că nu mai apare și a trebuit să fac playback. Ah, cam așa. Dar ai făcut barter. Am făcut un barter. Mi-a zis că nu-mi cere drepturi de autor dacă fac playback peste piesa ei. Da, atunci... asta a fost o aroganță din aia dusă la extrem, știi, da. Tu așa, puteai, să se dai, pare? Puteai să dai nu cu două tururi mai jos piesa, ca să-ți fie pe ambitusul tău vocal. Ia uzi ce că zice. Nu era nicio problemă dacă îți dai piesa cu două tonuri mai jos sau cu... Da, Emi, dar nu e ca și cum n-aș fi cântat destul în această emisiune. Am să încerc și pe asta, dar jur, e greu să faci. Ai făcut răuță, Alexandra. Foarte răuță. Dar e adevărat? Nu e adevărat că am cântat? Adică nu e ca și cum... Nu, lasă asta cu dar dacă cântatul. Vă e dor să vorbeam vă de partea aia cu îmbrăcatul. Lasă asta cu dragă, ce ți pare rău asta cu femeia să arată adevărat. Inspirația pentru ținuta mea a pornit din partea de sus. Când am probat această perucă la un dat pe care o luasem pentru altceva și am postat-o și toată lumea a zis, a, semeni cu Sia sau cu dansatoarea ei, știi? Ui, semeni, ești peste ea, așa ai zis mai devreme. La îmbrăcăminte. Pentru că am studiat problema și nu mi se pare că e un fashion atunci de ce ai icon neapărat. Este ea. Și atunci am dat-o așa. Dar de ce ai ales-o pe ea dacă nu e un fashion? Pentru că mi s-a părut foarte interesant că poate să fie un personaj atât de recognoscibil doar după chestia asta din zona capului, peruca și funda. Dar de ce, de ce nu ai defilat atât? De ce a trebuit să faci lip-sync? Pentru că am reprodus cumva momentul din clipurile ei și din live-urile ei. Da. Dar acum că zici... cumva merita purtată pe aici această ținută. Ai zis că s-a făcut răuță, Alexandra. Cumva are legătură și cu afirmația pe care ea a făcut-o, cum că te va nominaliza pentru eliminare? Am și uitat de asta. Da, și asta. A, și mai rea ești. Ai uitat. Ești și mai rea. Eu sunt liniștită, ca de obicei. Mă voi bucura de momentul meu minunat. Am un costum în care o să mor.
de cald, ca de obicei. O să fie frumos și la vedem. Și eu voi nominalizat pe Cristina Șișcanu, așa cum mai am zis. Ca să nu ziceți, nu te speri pe mine. Ți-am zis că așa fac, voi fi consecvent. Pe de altă parte, sunt destul de convinsă că nu va pleca, pentru că și are punctaj bun și așa, și nu va mai fi nominalizată și este preferata lui Moris. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Adică fac această alegere cu liniște în suflet, pentru că știu că nu va pleca. Dacă va pleca, să mă păr din cap, o să fie dor de ea, dar nu se mai poate. Dar știți de ce mă nominalizez? Dar eu am zis de ce. Nu, am zis motivul ea? Am câștigat gala, fac ținute bune în ultimul timp, sunt un pericol pentru domnișoara Alexandra. Deci știm dacă se pune problema așa, eu ce spun, ce gândesc așa și spun așa. Sau altul e motivul, ești geloasă că Moris a început să mă plac. Dar Moris te place de mult timp. Și asta se vede. Da, dar pe tine te-a plăcut întotdeauna. Cine se tachinează se iubește. Da, dar pe tine te-a plăcut întotdeauna. Nu știu ce să zic. Tot timpul te ridică în slăt. Da, da, asta e dezavantajul când începi sus. Că e greu să te menții. Și când mai faci un pas pe lângă. Vreau să văd momentul acela când Alexandra Ungureanu pe ultimul loc. Nu va spune așa cu gura ei ce va fi întrebat. Pe cine propui pe eliminare? Și ea va scoate pe gură numele meu. Nu crezi? Cristina Șișcan. Abia aștept. Adică asta spun. Da, abia aștept, dar vreau să văd momentul acela. Da. Minte. E frică. De frică? Da. Alexandra, frică. E de tine? Frică. De ce trebuie ironie, Ioana, Radu? Nu, nu înțelesesem. Da, da. De ce frică? Eu am argumentat. Ești o concurentă puternică. Da, e... Aha. De ce, nu ți se pare Ilinca? Te întreb, aștept răspunsul tău. Mi s-a părut că ești... Da, mi s-a părut că am argument. Nu spui nimic, adică ai spus frică și atât. Și atunci voiam să știu frică, da. Din ce punct de vedere? Păi ea a spus că mă nominalizează după gala trecut. Acum s-ar putea... Nu. Ba da, acum s-ar putea să se răzgândească după ce află ce note am luat din partea jurației. Sunt convinsă că ai luat note mari pentru că arăți bine, îmi place cum arăți. Eu știu și eu sunt perfect de acord, dar au fost răuți cu mine. Asta este. Juriului. De la acel moment în care ea a avut dialogul cu Andreea și a spus că ea nu-și dorește premiul atât de mult, eu am zis ok, ăsta mi se pare un argument suficient. Draga mea, am spus că îmi doresc să ajung în finală. Deci tu dacă mă pui spre eliminare și sunt eliminată, nu ajung în finală, înțelegi? Ce legătură are cu premiul mare și cu pentru ajuns că... în finală? Sunt două lucruri the diferite. The big picture asta este. Toată lumea de aici își dorește trofeul. Draga și... mea, ție ți-e frică de o finală cu mine. Mi se pare că ți-ai scos un Alexandra pic preșul Ungureanu, de sub... Alexandra Ungureanu, ție ți-e frică de o finală cu mine. Recunoaște, iubita mea. Preșul de sub picioare după acea replică. Nu știi cu cine mi-ar fi pe bune frică dacă e să ajung... De Theo Rose, care este extrem de iubită de public, da. Și mi se pare că acolo s-a încheiat. Păi... Deci, dacă ar fi trebuit păi da, să pe Theo Rose pe o să pui la următoarea, dacă ies eu astăzi. Nu știu ce să zic. Păi așa, după strategiile tale, cam așa. Nu știu, e o strategie perfect justificată de un moment de slăbiciune pe care l-ai arătat. Eu o să, da. Fiu așa, o să fiu un adio, dar rămân cu tine. Pentru că sunt convinsă că cei din jurul, că tot vorbea de asta, te deci plac deja foarte mai mult. Scos. Din nu, competiție. Am zis adio, dar rămân cu tine. Asta ai o aroganță eu cred că o să pe care nu aș fi intuit-o vreodată și devii obraznică, dar nu înțelegi, draga mea. Nu mă asculți, nu mă asculți. Ai început și tu. Ia eu ți-am zis adio, dar rămân cu tine. Adică te nominalizez, dar eu sunt și cu conștiința împăcată pentru că știu că nu ești asta, tu. Toate concurentele spun același text. Ești originală în ținută, originală și în discurs, te rog. Nu am mai spus chestia asta niciodată. Mențineți originalitatea și în discurs, Alexandra Ungureanu. Pe păcate, sunt cele pe care le faci. Eu nu te propun pentru că vreau să ieși. Te propun pentru că ai avut un moment de slăbiciune și mi s-a părut justificat este în contextul respectiv. Este argumentul acesta pentru acel moment. Poate și tu ai spus chestii puierile. Pe mine m-a ajutat pentru că efectiv e un moment foarte greu de dus. Unul dintre cele mai grele serios? Momente din... Da, să faci propuneri. Și tu nu faci din punct de vedere stilistic? Nu faci propunerile din punct de vedere stilistic sau al performanțelor de aici din platou, nu? Un om care este atât de priceput în ale fashion-ului găsește alte criterii pentru care nominalizează fetele din competiție, Alexandra Ungureanu. Da, pentru că mi se pare că, da, că de ce? La un punct tu încolo... Tu tocmai că ar trebui să faci numai pe criterii stilistice. Ok, aici, greșeala mea pe care mi-o asum, dacă voi fi judecată mă pentru chestia Alexandra. Asta. Alexandra. Îmi pare rău, Cristina. Și nu numai pe mine, cred. Asta păi este. Până la nominalizări mai avem un pic de timp. Hai să vedem cum arată ținuta, într-adevăr, Cristina. Mie tot mi se pare de personaj ținuta. Dacă ea spune că e mai bună decât Asie, o fi mai bună. E frumoasă, îi vine bine, e interesantă. Na, dar tot mi se pare că e personaj.
Am început să mă plac tot mai mult, iar această emisiune mi-a dat încrederea care îmi lipsea. Și tot ce fac e să evoluez, să mă provoc, să muncesc mai mult, iar în momentul în care vin cu ținute la care țin și pe care le apreciez, să mi le apăr. Și da, adică o glumă pe care am făcut-o în seara asta, că am zis, dacă Sia poate nu s-a îmbrăcat niciodată așa de bine ca mine, a fost o glumă. Asta chiar mi se pare o glumă bună. Nu ca cea făcută de Andreea cu coroana. Adică mi se părea că puteai să râzi la chestia asta, nu să o iei ca pe o aroganță. Așa, Cristina mi se pare că tocmai face chestiile astea, adică ea atacă tot mai mult și nu mă mai urmărește cu atenție și se mai rupe firul logic, știi? Adică în loc să apreciază adevărata valoare a lucrurilor, mă acuză pe mine că sunt tot mai rea și arogantă. Alexandra Ungureanu în fața lor? Bună seara! Bună seara! Da, ai fost șmechere la faza asta pentru că alegându-ți un astfel de personaj care nu are anumite repere vestimentare, ai spus și tu, ai putut să faci ce vrei, corect? Da. Ai spus, nu te îmbracă într-un anume fel, nu este recunoștibilă, nu... E recunoștibilă nu este, prin nu elementele este, pe care le-am pus. Nu este o lumină a stylingului, n-are un reper anume... Tu ai putut să faci ce vrei tu, deci devine cu o ținută foarte tare, discutabilă. Mi-a plăcut ce ai făcut aici, mi-a plăcut extraordinar de tare cum a dansat fata aia, nu o cunosc, n-am văzut. Luana, acolo. Luana, acolo. Dar foarte tare fata ce a făcut și te-a ajutat foarte mult. Este mod gratuit să spun că mai încă o dată, să-mi iau acum tot felul de jurături în spate, m-aș surprins plăcut. Și ai o ținută foarte bună. Mulțumesc, Cătălin. Deșteaptă fata, eu m-am prins. A ales un personaj, o cântăcioasă, care nu are un stil foarte bine definit, care nu te trimite cu gândul la o anumită costumație, deci, ca de dovadă, a putut să facă orice. De-aia am dat 4. Da. Excepțională ținută, Alexandra. N-am ce să comentez. Da, este ceea ce voiam să văd în seara asta, nu numai de la tine. Eu aș fi vrut să văd asemenea tip de performanță din partea tuturor, dacă e posibil. Știu, o să iasă discuții în spate, o să iasă testimoniale, etc. Spate o să iasă tot timpul. O apreciem pe Alexandra Ungureanu, dar judecătorul suprem al ținutelor pe care le purtați și a performanței voastre în acest concurs este eminamente publicul, care și cred că... noi. Și că dai această emisiune are jurați, că altfel da. Nu mai avea jurați. Se poate observa cu ochiul liber diferența între ținuta pe care o porți tu și tot ceea ce este în spatele tău, să mă ierte Dumnezeu. Ești perfect, Alexandru. Le-aș ruga pe colegele tale să înțeleagă de foarte multe ce ori. Ce urât! Le-aș ruga pe colegele de ce este tale... Stai puțin, iartă-mă o secundă, pisico. Ce e urât? Nu știu, adică... Adică ce e urât? Te ascult. Mă gândesc că... Așa. Dacă ați folosit niște cuvinte mai... Așa, adică consider că am jignit când am spus că da. Se vede cu ochii liberi diferența între ținutele cele pe care le purtați da. Voi. Da, este o umilință pentru noi toate. Nu adică este nu o umilință. Ba este, Raluca. Nu este o umilință. Este vorba de lasă-mă. No, Cristina. No. Political correctness ăsta și înfrătrața după deget nu merge cu mine. Este adevărat. Aici este un concurs de styling. Da. Stylingul pe care îl face Alexandra Ungureanu și piesele pe care le poartă ea în seara asta în comparație cu ceea ce purtați restul concurentelor în această seară. A, cel puțin până acum, să merge Dumnezeu, că n-am văzut ce urmează. Dar ai este o diferență din avion între ceea ce a făcut ea și ceea ce ați făcut voi. Aici e vorba de performanță stilistică, nu consider că jignesc pe nimeni. Unii fac performanță stilistică, unii nu fac performanță stilistică. Da. Este atât de simplu. Foarte multă răutate. Cristina e pe cale să-și piardă controlul și sunt dezamăgită de ea. Înțeleg, pe de altă parte... multe din lucrurile pe care le zice ea, dar le duce un pic la extrem. A devenit violentă, a devenit irascibilă. Mă acuză de răutate, dar cred că devine un pic mai rea decât mine în replici. Ai spus de la început, încă înainte de a o vedea pe Alexandra. Că o aștept. Da, acum pot continua eu, dacă vrei. Nu s-a înșelat.
Și dacă ești o cetățeană care spune, cu gura ta ai spus mai devreme și au mai fost câteva păreri de genul ăsta, care a făcut foarte multe, nu știu, habar n-am, salturi, care a evoluat, da, a evoluat, sper și cred și mi-aș dori că vezi singură diferența dintre peruca ei, peruca ta, realizarea costumului ei, realizarea rochiei tale, încălțările pe care le porți tu, încălțările pe care le poartă ea și mai departe. Eu nu mi-aduc aminte să-i fi spus vreodată Alexandrei Ungureanu, nu neapărat că nu-mi place ținuta, și o felicitam tot timpul pentru atenția infinită pe care o acordă fiecărui detaliu, indiferent că este un mic fermoar, indiferent că este o perucă, că este un lanț, o curea, un ce vrei tu. Nimic nu era pus întâmplător acolo, Șișcanu. Da, de asta da. De multe ori o apreciam și de asta îi spuneam că e într-adevăr foarte bună. Lăsând la o parte este. Alegerea de facto a unei rochi, da? Este. Putea să aleagă costumul pe care îl poartă, dar să pună o perucă care să nu-mi placă, și să aleagă încălțările greșite. Ei bine, nu! Iar numai că a ales un ceva ce îmi place foarte mult, a conturat un tablou perfect. Acum că te superi tu sau că se supără Oana Radu sau de aia Codrasu Emia Lupe, îmi pare foarte rău. Nu despre asta e vorba și da, cu prisosință, meriți 5, fetița. Și iarăși mai e vorba despre altceva. Tema acestei seri nu este parada personajelor. Nu a trebuit să alegeți personaje, ci costume. Nu personaje. Aici văd personaj, aici văd un costum. De ce plânge, Alexandra? S-au adunat foarte multe emoții și tensiune și numai că mă bucur, dar emoție multă. Și mă bucur foarte mult de cuvintele astea, normal. Mulțumesc, okay. Mă. Mulțumesc, Cătălin. Felicitări, Alexandra. Mulțumesc mult, Raluca. Eu nu cred în lacrimile Alexandrei Ungureanu. Lacrimile pe care le-a dat ea afară, acolo, în platou. Că vai, că este foarte emoționată de cuvintele frumoase pe care le-au adresat cei din juriu. Sau că i-a zis Moris, a lăudat-o. Nu cred. Și mă dezamăgește Alexandra Ungureanu că în ultimul timp a devenit foarte răuță. Am spus asta și în platou. Ei, Alexandra e perfectă, ce să mai spun? Le-a umilit. Cum o face de luni de zile.